Așa arată acum pista de pe bulevardul Kiselev, care ar putea fi redenumit Navalny, pe piața Presei Libere, după reparații. Aveam multe praguri de niveleri, să vedem acum cum se poate merge de la Arcul de Triumf spre Băneasa, spre Otopeni. Pista e separată vizibil de zona pietonală și asta e minunat. Și pragurile au fost scoase, diminuate maxim, ceea ce e și mai bine. Pragurile sunt mare pericol pentru bicicliști, mai ales pentru trotinetiste. Good job, Nicușor Dan, sau cine a făcut pista asta. Până acum, să vedem mai departe. Șase benzi de circulație pentru mașini și una singură pentru biciclete. Așa e trotuar. Da, nemulțumitului este ia darul, nu? Hai să-l apreciem și aplaudăm. Să încurajăm pedalatul. Na, și mersul pe role, trotinete, pe orice. Monociclu. Orice transport alternativ e încurajat. Sau măcar mergeți cu transportul public, ca să știm o treabă. Aici cam îngustează drumul, da. N-avem de ales. Acolo sunt parcări incomode la intrarea în parc, în Herăstrău. Parcare de biciclete. Mai bine puneau o bară la înălțimea de un metru și era mai comodă decât rastelul acela pentru roata din față. Cea din spate nu intră din cauza schimbătorului de viteză. Sau e risc să fie deteriorat. Bun, praguri foarte mici, perpendiculare. Încă un rastel gol. Sperăm să revizuiască atitudinea pentru rasteluri și aici ne amestecăm cu pietoni. În piața Presei Libere se termină libertatea pentru transportul alternativ. Și mai departe nu cred că este pistă, așa că mergem în parc. Parcul Herăstrău, numit de Firea Mihai I. Ziceți-i cum vreți, dar veniți aici să faceți sport. Poate cândva o să fie reparate și aleile, că acum s-a accidentat erau.